Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a fost operaționalizat la nivelul județului. Ca urmare a prognozei hidrometeorologice, la nivelul județului Mehedinți este activată grupa operativă a inspectoratului sub directa comanda inspectorului șef. De asemenea, este operaționalizat Centrul Județean de Comandă și Intervenție începând cu data de 15.07.2016, ora 18. Pentru a monitoriza permanent situația și pentru a lua măsurile de protecție a populației în cazul revărsării râurilor, la sediul ISU Mehedinți a fost activată începând de seara trecută de la ora 18 grupa operativă județeană sub conducerea subprefectului județului Mehedinți. De asemenea, inspectorul șef al ISU Drobeta al județului Mehedinți a dispus activarea grupei operative la nivelul inspectoratului. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți a transmis înștiințări tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județul Mehedinți, dar și reprezentanților instituțiilor cu lor în gestionarea acestor fenomene periculoase pentru a lua măsurile ce se impun în astfel de situații. Comitetele locale pentru situații de urgență au obligația de a avertiza populația aflată în zonele vulnerabile sau expuse riscului de inundații, de a analiza situațiile potențiale de pericol și menține serviciul de permanență la sediul primăriei, de a pregăti și verifica forțele și mijloacele pentru intervenție la nivelul localităților, de a îndepărta materialele ce pot obtura cursurile de apă și a supraveghea permanent pe durata avertizării podurile, podețele și alte secțiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării cu plutitor, de a afișa măsurile ce trebuie luate la fiecare cetățean pentru a-și apăra viața și bunurile din gospodărie, dar și de a menține un contact permanent cu operatorii de distribuție a energiei electrice. Măsurile vor fi menținute pe tot parcursul avertizării meteorologice cod portocaliu.